Umbrelă și haine groase, asta ne recomandă meteorologii să purtăm cu noi în această săptămână. În săptămâna care urmează, în Oltenia, vremea va fi schimbătoare și destul de capricioasă. Până joi și vineri, temperatura aerului va scădea, apoi va crește ușor. Ploi vor fi, în aproape toată săptămâna cerul va fi temporar noros, mâine și poimâine ploi cu caracter local în cursul zilelor, în cursul nopților vremea se va ameliora, deci nu va ploa, vântul slab până la moderat, mâine maxime de temperatură între 8 și 15 grade, poimâine între 8 și 13 grade, joi între 4 și 9 grade, vineri între 3 și 8 grade. Deci e vorba de o scădere de temperatură foarte semnificativă. Sâmbătă valori maxime de temperatură între 8 și 13 grade și duminică iarăși între 8 și 15 grade. După cum spuneam, vor fi ploi, vineri și sâmbătă, joi și vineri ploile vor fi pe arii relativ extinse, și ziua și noaptea, bineînțeles că nu va ploua în continuu, vor fi și pauze. Din punct de vedere al cantităților de precipitații, ploile vor fi semnificative pentru agricultură și se vor cumula cantități importante de precipitații, fiind un ciclon mediteranean. În zona de munte vor fi precipitații și sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare și se va forma strat de zăpadă. Din punct de vedere al minimelor de temperatură, vineri dimineața minime de temperatură între 1 și 5 grade și sâmbătă dimineața între 0 și 4 grade. Apoi minimele vor crește și ele și se vor încadra între 2 și 7 grade și respectiv între 3 și 8 grade luni dimineața săptămâna viitoare. Și duminică va ploua. Duminică va ploua cu caracter local dimineața în nordul Olteniei și după amiaza și seara și noaptea chiar în sudul Olteniei. Deci e vorba de niște ploi aduse de ciclonul mediteranean de care toată lumea vorbește. Săptămâna care va urma după această săptămână va fi și mai capricioasă, așteptăm un val de frig în intervalul de la data de 12 până la data de 15 sau 16 dimineața, când minimele de temperatură noaptea vor scădea și se vor încadra între minus 4 și plus 1 grad. Și vor fi și precipitații, bineînțeles. Dar la momentul respectiv, mai apropiat, vom vorbi mai în detaliu cum stau lucrurile.